Lunile noiembrie și decembrie, angajații de la Protecția Consumatorilor au sancționat 15 comercianți de jucării. Sancțiunile, care constau fie în amenzi cu o valoare totală de aproape 30.000 de lei, fie în avertismente, au fost aplicate pentru mai multe abateri. Printre acestea se numără lipsa grupei de vârstă a copiilor cărora le este destinată jucăria. Informația ar trebui să existe pe ambalajul jucăriilor potrivit legislației în vigoare. Mai mult, comisarii de la Protecția Consumatorilor au retras de la vânzare numeroase jucării pe ambalajul cărora nu existau indicații de utilizare în limba română. Pentru a cumpăra jucăria perfectă copilului dumneavoastră, trebuie să țineți cont de câteva sfaturi. În primul rând, trebuie să fiți atenți și să citiți de pe eticheta sau ambalajul produsului categoria de vârstă exactă căreia se adresează jucăria respectivă. De asemenea, să verificați existența avertismentelor, să le citiți și ceea ce este cel mai important, să le respectați. Evitați cumpărarea pentru copii a jucăriilor care prezintă muchi tăioase, știu eu, vârfuri ascuțite care îi pot răni, de asemenea jucăriilor care sunt compuse din subansamble foarte mici, detașabile, care pot fi cu ușurință fie înghițite, fie introduse pe căile respiratorii, putând produce sufocarea. Să fiți atenți atunci când cumpărați jucării din acestea de pluș, să verificați dacă puful nu se desprinde, pentru că în joacă copilul poate desprinde puful respectiv, îl poate introduce pe căile respiratorii și de asemenea se poate ajunge la consecințe grave. O altă categorie de jucării care pot fi foarte periculoase dacă nu sunt folosite cum trebuie sau sunt dăruite copiilor cu categoria de vârstă inadecvată sunt cele care în alcătuirea lor au șnururi, cordoane, care se pot răsuci în jurul gâtului și se pot produce accidente prin strangulare.